Oh, de aș avea o mână liberă să deschid acest portbagaj. Sau de s-ar deschide el singur, că acum nu mai funcționează. Salutare, prieteni, și bine ați venit! Japonezi, chinezi, coreeni, fie ei din nord sau din sud, de multe ori noi, ca europeni, nu facem diferența între popoarele asiatice. Între noi fie zis, cred că nici ei nu fac diferență între noi, dar nu despre asta este vorba. Astăzi vom învăța să facem diferența între surorile sudcoreene, Hyundai și Kia, pentru că astăzi conducem noua Kia Sportage. Dar ca să nu mai existe această problemă a confuziei, sudcoreenii au ales să ofere un design ușor de recunoscut acestei mașini. Astfel că mai toate modelele Kia, dar acum vorbim de modelul Sportage în special, au această grilă extrem de ușor de recunoscut. O grilă care, da, seamănă un pic cu o gură deschisă așa, dar arată foarte bine și un pic agresiv. În același timp, blocurile optice arată foarte interesant, cu o grămadă de mici instanțe luminoase și recunosc, mie îmi place să văd aceste 7 LED-uri care semnalizează câteva mici detalii care fac această mașină, din nou, să fie separată de restul turmei de mașini, fie ele asiatice sau europene. Dar acum, haideți să vedem și spatele mașinii. Individualizarea brandului Kia este evidentă și în partea din spate. Spre deosebire de verișoara ei mai îndepărtată, Hyundai Tucson, Kia Sportage are un spate mult mai bombat, mult mai unduios și mai sportiv. După cum spuneam, verișoara ei are un spate un pic mai serios. Alte elemente sportive pe care le putem observa aici în spate, începând de la evacuarea dublă și aceste stopuri foarte frumos desenate, dar un lucru care mi se pare mie că este un pic o ocazie ratată este faptul că această bucățică de aici este pur ornamentală. Cred că sudcoreenii ar fi putut pune și aici niște LED-uri și să avem un fel de light bar, așa cum este la Audi A8, spre exemplu, ca atunci când pui frână să se aprinde toată această bucată. Da, ar fi fost frumos, dar nu a fost cazul aici. Cine știe, poate că la următorul model, la următorul facelift. Iar acum, haideți să vedem și portbagajul și pentru a-l vedea, o să plec. O, de aș avea o mână liberă să pot pune chestiile astea în portbagaj. Da, știe să facă și asta și este foarte practic când ești pus să cari multe lucruri de care ai nevoie la filmare și nici nu e nevoie să le organizezi prea mult, pentru că avem aici un spațiu de stocare de 480 de litri. Într-adevăr, mai mic decât verișoara ei, Hyundai Tucson, dar de ajuns. Acum, interiorul. Dar acum ajungem și în habitatul acestei mașini și observăm că, la fel precum verișoara Hyundai Tucson, totul este la îndemâna ta. Îți este foarte ușor să te obișnuiești cu această mașină. Toate controlele sunt intuitive, toate butoanele sunt acolo unde te-ai aștepta și slavă cerului că sunt butoane, pentru că da, avem funcții butoane către funcțiile principale ale sistemului de infotainment, navigație, hartă, media, radio, deci butoane tactile care pot fi ușor operate în mers. De asemenea, avem și acest ecran touchscreen, care da, nu are cea mai înaltă rezoluție din lume, dar răspunde foarte bine la comenzi și e ușor să vezi informațiile pe el. De asemenea, un lucru interesant pe care l-au făcut sudcoreenii este că au păstrat plasticul glossy, care știm cu toții că atrage foarte repede amprentele și se murdărește foarte ușor. Au păstrat plasticul glossy pentru anumite zone unde nu prea se pune praful. Spre exemplu, dacă l-ar fi pus aici, cu siguranță aceasta este o zonă foarte uzată, pentru că mai pui un telefon, mai schimbi viteză, cine știe, mai apeși câte un buton pe aici. Tot timpul această zonă fiind uzată, plasticul glossy, dacă ar fi fost pus aici, se zgâria, apărea amprente, praf. Ei l-au pus aici,
unde într-adevăr aduce un plus de, să spunem, eleganță, învie puțin acest interior, dar nu este atât de, cum să zicem, pasibil de a-și strica aspectul frumos. Un lucru foarte interesant este că aici avem și un wireless charging pad pentru telefon, deci putem să punem acolo un telefon care are această capabilitate de a se încărca prin inducție. Avem un USB, două prize 12V, avem volan încălzit, scaune încălzite, putem să adăugăm și scaune cu răcire. Deci avem o grămadă de dotări în banii aceștia. Până la bani mai avem ceva de discutat, dar vreau să amintesc un lucru interesant, și anume că este atât de evident faptul că sudcoreenii încearcă să marketeze această mașină către tineri, chiar și din faptul în care aleg să denumească acest sistem audio. Da, este un sistem JBL. Nu, noi nu avem de unde să știm că este într-adevăr un sistem JBL, poate că este același sistem care e pus pe Hyundai, doar că se numește altfel. Dar faptul că au ales să folosească acest branding JBL, este evident că încearcă să atingă această masă de cumpărători un pic mai tânără, care cu siguranță va fi impresionată de ceea ce va primi în această mașină pentru un preț foarte bun. Și cu siguranță această masă de tineri, sau chiar de oameni mai în vârstă, cu siguranță vor fi impresionați și de locul de pe bancheta din spate. Haideți să vedem și asta. Da, cu siguranță vor fi impresionați sau cel puțin mulțumiți de locul de pe bancheta din spate, pentru că iată cât loc am la genunchi și da, scaunul este pus în poziția mea de condus și iată cât loc am și la cap. Ce-i drept, acest plafon vitrat mai fură, să spunem, 3 cm din spațiul de la cap, dar în același timp oferă o senzație de spațiu mai mare. Așa că mă simt foarte confortabil aici în spate și în faptul că avem și tracțiune integrală, dacă stau pe mijloc, nu pot să spun că mă simt inconfortabil, pentru că acest tunel de transmisie, da, este destul de lat, dar nu este foarte înalt. Așa că nu mi este foarte greu să stau cu un picior într-o parte și cu un picior în cealaltă, sau aș putea să stau chiar cu picioarele pe el, pentru că e destul de lat încât să stau cu ambele picioare. De asemenea, pentru cei din spate, lăsăm la o parte scaunele încălzite și rabatabile pe bucăți, avem și două prize, una de 12V și o priză USB, unde putem să încărcăm un telefon și diferite alte lucruri. Dar, haideți să și conducem această mașină. Diferențiarea dintre cele două branduri este și mai evidentă când ești la volanul acestei mașini, pentru că, spre deosebire de Tucson, în cazul de față, Kia Sportage are o suspensie un pic mai fermă. Asta nu înseamnă neapărat mai puțin confortabilă, cu toate că pe alocuri, da, poate fi mai puțin confortabilă, spre exemplu la anumite șocuri foarte bruște, simți că, într-adevăr, Hyundai-ul era un pic mai confortabil. În schimb, suspensia aceasta un pic mai dură îi conferă și o manevrabilitate poate la care nu te-ai aștepta. La review-ul meu de la Hyundai Tucson și acolo am spus că nu mă așteptam ca acea mașină să fie atât de manevrabilă pe cât a fost și aici este cu atât mai mult valabilă această idee, pentru că, da, nu te aștepți ca mașina aceasta care are o tonă 700 să stea destul de bine în curbe. Avem și un buton de drive mode și dacă mașina este în sport, și dacă mașina este în sport, nu se întâmplă foarte multe lucruri, pentru că avem un motor diesel de 1,6 litri și dezvoltă 136 de cai putere. Dar nu neapărat asta ar fi problema. Vreau să vă uitați acum la cum vom accelera. Mașina este în modul sport, da? Ea spune că este în dreapta a patra. Este în modul sport. La 1900 de turații și acum apăs. Problema e că mașina aceasta creează cuplu începând de la 2000 de turații. Ei spun, în fișa oficială a producătorului, scrie că
acest cuplu maxim de 320 Nm e creat de la 2000 la 2250 de turații. Astfel că nu este o plajă foarte largă de cuplu și asta se simte când pui piciorul în ea și vezi că ok, pleacă un pic, după care merge normal și te gândești, bun, dar mai mult nu se poate. Din nou, trebuie să ne recalibrăm mintea, să ne înțelegem că această mașină, în ciuda lui că arată tineresc în continuare, mai ales în motorizarea aceasta pe care o avem noi, ea este gândită pentru a fi cât mai prietenoasă cu buzunarul. Lăsând la o parte garanția de 7 ani sau 150.000 de kilometri pe care o oferă constructorul, ea trebuie să fie prietenoasă și din punct de vedere al consumului. Și pentru a avea un consum mic, evident, nu ai nevoie de performanță foarte, foarte mare. În cazul nostru, apropo de consum, avem un consum mediu de 7,3 litri. În mare parte s-a mers în oraș cu mașina, dar am făcut și un drum în afara orașului. Deci acești 7,3 probabil se transformă în 7,7 când suntem în oraș, dar în continuare pentru 1,7 tone nu este rău deloc. Și că tot am zis 7, hei, ghiciți câte trepte are această cutie dublu ambreiaj. Vă dau un indiciu. Această cutie dublu ambreiaj, care atunci când s-a născut ea, ca să zic așa, eu am condus prima oară un dublu ambreiaj din concernul Hyundai Kia pe i30 și acolo era un pic cam, cum să spunem, smucea un pic cam mult acea cutie. Nu este cazul aici, ba mai mult, avem și o funcție auto hold, ceea ce din nou e o chestie gândită pentru confort, pentru că atunci când ai această funcție auto hold activată, poți să stai la semafor cu mașina pusă în drive, doar când ai apăsat frâna, ea se oprește și nu pleacă atunci când iei piciorul de pe frână, chiar dacă ești în drive. Acum vom întoarce și vom avea prilejul să vedem că da, această mașină are și senzor față-spate și nu doar atât, ci avem și cameră pentru marș arier. Iată camera aici și senzorii care au văzut o bucată de vegetație care s-au speriat. Și acum putem să ne continuăm drumul. Deci da, caracteristicile principale care separă această mașină de verișoara ei sunt legate de suspensie și de modul în care mașina se mișcă. Când o pui în modul sport, dacă revenim aici, aproape imperceptibil și direcția devine un pic mai directă și un pic mai dură, dar, cum spuneam, iată, acum stau în acea plajă de cuplu între 2000 și 2250 de durații și simt că mașina trage. Dar dacă aș fi la drum întins și ar fi nevoie să depășesc pe cineva, dacă aș ține piciorul plantat, doar în plaja aceea aș simți că mașina accelerează cu adevărat, după care cumva totul devine mai liniar. Avem și o grămadă de echipamente, nu neapărat de siguranță, cât tehnologice. Spre exemplu, avem acest Adaptive Cruise Control pe care îl poți seta chiar acum. Din butonul Mode, acum voi alege Cruise, după care voi seta o viteză. Trebuie să fiu la o viteză mai mare. După ce voi seta o viteză, mașina va menține acea viteză, iată acum 49 de km la oră. Ok, o să spuneți, da, ăsta este un Cruise Control normal, dar păcate, acum nu sunt în trafic. Dacă aș fi în trafic, mașina, pentru că avem aici un buton de distanță față de mașina din față, am putea să ținem distanța față de mașina din față, chiar dacă suntem în trafic stop and go, să-i zicem. Adică, în traficul normal din București, dacă ne oprim, dacă se oprește mașina din față și mașina noastră se va opri, păstrând distanța pe care eu am setat-o față de mașina din față, dacă mașina din față pleacă și mașina noastră va pleca fără ca noi să intervenim deloc. Deci un sistem pe care l-am văzut pe mașini mult mai scumpe a ajuns și pe o mașină care costă 28.000 de euro, cât este Kia Sportage pe care noi îl conducem, cum spuneam, 1.6 diesel, 7 DCT, 4x4, cu echiparea GT Line.
De asemenea, avem și un lane keeping assist pe care îl voi activa acum și un blind spot assist, lucruri normale, doar că acest lane keeping assist, după ce vede el exact care e treaba cu limitele drumului, poate să și convingă mașina să ia curba atunci când este nevoie, doar că, atenție, nu este un sistem atât de bine pus la punct, cum este cel de la Volvo, spre exemplu, acela nu te lasă la greu. Aici, spre exemplu, mi s-a întâmplat să am acest sistem și să dau drumul la volan, văzând că mașina controlează volanul și la un moment dat s-a hotărât să nu mai controleze și brusc. Eram în curbă și ea a oprit acest pilot automat, să zic. Deci o mașină tehnologizată exact cum ne-am aștepta în zilele noastre. Da, cam aceasta este caracteristica principală a acestei mașini. O mașină pentru tineri, o mașină gândită să fie un pic mai interesantă decât verișoara ei și eu cred că reușește acest lucru prin tot felul de mici trucuri. Prieteni, cam acesta a fost review-ul nostru pentru Kia Sportage. Dacă v-a plăcut, dați-ne un like, dacă nu, e un buton și pentru asta. Și dacă nu sunteți abonați la canalul nostru de YouTube, vă rog să o faceți. Și dacă sunteți, urmăriți-ne și pe Instagram. Suntem acolo foarte activi și punem imediat poze și story-uri cu mașinile pe care le luăm în teste. Și dacă aveți anumite întrebări despre această mașină, vă rog să mi le adresați în comentariile acestui clip. Rămâneți pe eBlog Auto. La revedere!